încât dacă clipa de față le-am rezolvat, cred că am fi un fel de mamă bună. Refuz să intru în acest joc și vă spun de ce. Se pot, toate lucrurile se pot prioritiza. Din prima zi pot fi acțiuni mărunte de gen prezență în viața de zi cu zi a orașului, prezența inspectorului în locurile care trebuie să fie în momentele în care rujenii au nevoie de ele. Referindu-le la curățenie, la trafic, la organizare, administrare, influența traficului, toate le cunoaștem. Haideți să le punem pe rând, în ordine, cu niște planuri clare, cu responsabilități clare și să vină în fața noastră cu niște rapoarte, să zicem, semestriale, care împreună să analizăm rezultate. Cred că ăsta este un lucru profesionist de a aborda lucrurile și nu promisiuni care, la un moment dat, să fie explicate. Nu sunt genul de om care să explic de ce n-am făcut. Sunt genul de om care să vă angajez, să fac și să spun cum am făcut.